Legea care interzice accesul la alegerea foștilor membri ai Partidului Șor a fost declarată neconstituțională. Înalta Curte a pronunțat decizia ieri la capătul unei ședințe de 7 ore. Unii experți afirmă că respectiva decizie le permite exponenților politicianului Fugar să conteste rezultatele alegerilor locale din toamna trecută. Curtea Constituțională hotărăște 1. Se admite sesizarea depusă de doamnele Marina Tauber și Regina Apostolova și domnii Denis Ulanov, Vadim Fotescu și Petru Jardan, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 2. Se declară neconstituțională legea numărul 280 din 4 octombrie 2023 pentru modificarea codului electoral. Este vorba despre prevederile adoptate în regim de urgență, care le-a interzis membrilor Partidului Șor, declarat în afara legii, să participe la scrutinul din 5 noiembrie trecut. Restricțiile i-au vizat pe membrii fostei formațiuni politice care au statut de bănuit, învinuit, inculpat în săvârșirea infracțiunii care au fost menționate de Curtea Constituțională la declararea Partidului Șor în afara legii. Decizia Curții Constituționale a demonstrat odată în plus că intenția deputaților PAS a fost pripită și neargumentată, ne-a declarat expertul în drept Alexandru Bot. Curtea s-a concentrat pe două seturi de argumente. În primul rând că legea adoptată în grabă nu respectă proceduri legislative de adoptare a unei asemenea legi și doi, calitatea ei este una proastă, în sensul în care ea nu oferă criterii suficiente pentru a spune că interdicțiile sunt justificate. Expertul crede că decizia de marți a Curții Constituționale îi va face pe membrii fostului partid Șor să conteste rezultatul alegerilor locale din toamna trecută. Chiar este deschisă calea spre contestare acelor acte administrative prin care au fost validate alegerile anterioare, ceea ce ar fi chiar un proces de anvergură în Republica Moldova și fără precedent. Modificarea codului electoral în contextul deciziei Curții Constituționale privind interzicerea accesului la alegeri a fost aprobată de către deputații PAS cu o lună înainte de scrutin. Legea a fost promulgată la scurt timp de către președintele Maia Sandu.